Bună ziua, vă mulțumesc, domnule președinte de ședință. Declarația mea politică de astăzi este despre posibilele implicații ale aderării la spațiul Schengen asupra pieței forței de muncă din România. Astăzi mi-am propus să formulez câteva observații pe marginea aderării României la spațiul Schengen. După cum se cunoaște, la momentul actual, din zona Schengen, fac parte următoarele 22 de state din Uniunea Europeană: Austria, Belgia, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia și Ungaria. De asemenea, statul Cetății Vaticanului, Republica San Marino, Principatul Monaco, alături de statele membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb, fac parte de facto și respectiv de drept din zona Schengen. Totuși, pe lângă importantele beneficii aduse cetățenilor și transportatorilor români, este necesar ca actualul ministru al muncii, domnul Budăi, să prezinte în fața comisiilor parlamentare de specialitate un raport detaliat asupra implicațiilor aderării la spațiul Schengen pentru piața forței de muncă din România. Acest raport va trebui să vizeze inclusiv dacă finalizarea procesului de aderare la spațiul Schengen va determina o reducere a numărului permiselor de muncă ce se vor aloca lucrătorilor străini ce vor fi admiși să își desfășoare activitatea în România și respectiv dacă se va înregistra o creștere a duratei de finalizare a procedurilor aferente aducerii în țară a acestor lucrători străini. Mai mult decât atât, aștept cu interes ca actualul ministru să prezinte în cel mai scurt timp și planul de măsuri ce va fi adoptat la nivel guvernamental în ipoteza concretizării situației expuse anterior, care ar putea determina implicații directe asupra agenților economici care an de an își suplimentează resursa umană alocată cu lucrători străini aduși din afara Europei. În final, îmi exprim speranța că vremelnica coaliție guvernamentală va reuși să sporească efortul diplomatic necesar luării unei decizii favorabile pentru aderarea României la spațiul Schengen în cadrul reuniunilor Consiliului Justiției și Afacerilor Interne Consiliul JAI, ce vor avea loc la Luxemburg și Bruxelles în perioada 13-14 octombrie 2022 și respectiv 8-9 decembrie 2022. Lazar Ion Marian, circumscripția 40 Vâlcea. Vă mulțumesc!